Pacea Domnului, vă invit să facem liniște, să ne deschidem inimile și să începem să lăudăm pe Domnul cu această frumoasă cântare care spune: Domnul Dumnezeu atotputernic va rămâne același neschimbat. Temelia Lui e adevărul și cuvântul Lui e încercat. Îl binecuvântăm pe Domnul pentru că ne-a ajutat să ajungem în locul acesta și rugăm să ne binecuvinteze în continuare și părtășia din această seară să fie spre folosul sufletelor noastre. Slăvit să fie Domnul! Domnul, când furtuna vântul i-a cumplit, turnul de scăpare și ajutorul, prin cuvântul sfânt făgăduit, Domnul Dumnezeu atotputernic va rămâne același neschimbat. Temelia Lui e adevărul și cuvântul Lui e încercat. Ne-am înălțat spre cerul rugăciunea când problemele mă conjurau. El mi-a dat înțelepciunea și-am văzut mâna-i asupra mea. Domnul Dumnezeu atotputernic va rămâne același neschimbat. Temelia Lui e adevărul și cuvântul Lui e încercat. Iisus mă întărește, simt în orice ceas iubirea Lui. El în multe rânduri îmi vorbește, nu e mult și vine în curând. Domnul Dumnezeu atotputernic va rămâne același neschimbat. Temelia Lui e adevărul și cuvântul Lui e încercat. Tot ce pot să spun este că Domnul și-a ținut a Lui promisiuni. El rămâne credincios de-a purul. Fie numele slăvit, amin. Domnul Dumnezeu atotputernic va rămâne același neschimbat. Temelia Lui e adevărul și cuvântul Lui e încercat. Domnul Dumnezeu atotputernic va rămâne același neschimbat. Temelia Lui e adevărul și cuvântul Lui e încercat. Slăviți și binecuvântat să fie Domnul! Suntem în seara aceasta la închinare și vrem să îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a întărit în trupurile noastre, chiar dacă purtăm uneori și suferinți, chiar dacă purtăm anumite neajunsuri. Am întâlnit frați care, ca să ajungă la casa lui Dumnezeu, au venit pe jos. Și poate vă întrebați, cum e posibil?
n-au avut nici măcar banii suficienți pentru un bilet. Dar pentru că în inimă le ardea dorul să se întâlnească cu Domnul și cu frații, a zis, se merită. Dacă suntem în casa lui Dumnezeu în seara aceasta, să știți, frați și surori, că se merită. Aici este prezent Domnul și dorim din toată inima să-L înălțăm doar pe El. Amin? Așadar, frați și surori, aș dori să stăm ridicați înaintea Domnului și aș vrea să citesc câteva cuvinte din cartea lui Dumnezeu. Fiind în casa lui Dumnezeu, așa este frumos și bine să citim un cuvânt din cartea lui Dumnezeu. Psalmul 137, pagina în Sfânta Scriptură, 633. Și-aș dori să ascultăm cu luarea minte câteva versete doar. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcine din ținutul acela ne atârnaserăm harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau, rade-ți-l, rade-ți-l din temelii. Ah, fiica Babilonului sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut. Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă. Ați dori, frați și surori, gândindu-ne la acest cuvânt, la acest psalm, la această cântare de jale, pe care o cântau fiii lui Israel, fiind în captivitate. Haideți, ca un motiv de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, noi nu suntem în captivitate, afară doar că suntem robi ai păcatului, dar ne-ai făcut slobozi, liberi, pentru tine și împărăția ta. Suntem aici, pe pământul acesta, o vreme. O vreme. Cât Domnul știe. Dar suntem aici ca să-ți dăm slavă ție. În noi să se arate chipul tău și noi să fim o dovadă a învierii tale, că tu existi în ceruri. Ajută-ne, Doamne, să trăim ceresc, ca astfel în noi să se vadă slava ta. Suntem într-un loc ca acesta și suntem liberi, să ne închinăm liberi. Nu de mult, câțiva anișori în urmă, ne-am fi dorit să fim în locuri ca acestea. Și ne aduceam și noi aminte ca evreii de Ierusalim. Tare ar fi vrut să se închine și ei în templu și nu puteau. Am stat și noi izolați, închiși în case, de frica unui virus. Dar acum suntem liberi. Și haideți să dovedim că suntem cu adevărat liberi. Haideți să dovedim cu adevărat că în noi locuiește Hristos. Să chemăm prezența Domnului. Să spunem, Doamne, prin Duhul Sfânt lucrează în mijlocul nostru. Binecuvântă-ne, Doamne, pe toți în prezența Ta. Căci ce binecuvintezi Tu, rămâne binecuvântat. Și apoi, Doamne, binecuvântă pe frații oaspeți care au ajuns în mijlocul nostru. Doamne, dă-le har, dă-le putere de slujire. Cei ce vor mânui cuvântul, Doamne, deschide-le ușă largă de cuvânt, ca astfel să ne putem bucura în prezența Domnului. Căci ce folos să plecăm cum am venit sau mai rău, dar am venit cu nădejdea aceasta să ne întâlnim cu Domnul. Și cred din toată inima că Domnul este aici și ne va binecuvânta. Haideți dar, pentru că toți avem nevoie de Domnul și de binecuvântarea Lui, toți împreună să mănunchem inimile noastre și să-L chemăm pe Domnul. Amin. Amin. Amin, vă rog să ocupați locurile. Vă spunem tuturor un bun venit în casa lui Dumnezeu și fie ca binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți.
De asemenea, spunem un bun venit fratelui Sorin Negrea, care este în mijlocul nostru împreună cu soția dânsului, o parte din copii și din nepoți și cu alți frați care îi însoțesc. Domnul Iisus să-i binecuvinteze. În seara aceasta ei ne vor sluji prin cântare, prin mesaje și mă rog ca Domnul să-i însoțească. Acum aș dori să dau loc fraților de la Cântările în Comun, să cântăm o cântare cu toți, apoi grupul de la Ștei vor lăuda pe Domnul cu o cântare, după care fratele Sorin împreună cu soția, de asemenea și ei vor lăuda pe Domnul cu o cântare, după care fratele Alin de la Volseg, care și el este în mijlocul nostru împreună cu fratele Beni de la Volseg, Domnul să-i binecuvinteze, fratele Alin ne va motiva pentru prima rugăciune și doresc ca Domnul să-i dea har. Amin. De păcat și noi, prin Sfânt Sângele al lui Iisus. Ești născut din nou de patimântui, prin Sfânt Sângele al lui Iisus. Vrei să fii mântuit și de tot păcatul curățit. Spală pe Golgota sânge sfânt și ascultă al lui Iisus cuvânt. Vrei să fii mântuit și de tot păcatul curățit. Minte spală pe Golgota sânge sfânt și ascultă al lui Iisus cuvânt. Când sfințit ești prin sângele lui Hristos, îi cânti laudă lui neîncetat. Nimic nu ți-e mai plăcut și mai frumos decât să te păzești de păcat. Vrei să fii și de tot păcatul curățit, aleluia! Vinte spală pe Golgota în sânge sfânt și ascultă al lui Iisus cuvânt. Vrei să fii mântuit și de tot păcatul curățit, aleluia! Vinte spală pe sânge sfânt și ascultă al lui Iisus cuvânt. Când Satan te vede că așa trăiești și prin sângele sfânt e spălat, te încearcă într-una, dar îl biruiești și el pleacă atunci rușinat. Vrei să fii mântuit și de tot păcatul curățit, aleluia! Vinte spală pe Golgota în sânge sfânt și ascultă al lui Iisus cuvânt. Vrei să fii mântuit și de tot păcatul curățit, vinte spală pe Golgota în sânge sfânt și ascultă al lui Iisus cuvânt. Amin.
cruce, ca zi de zi să te întâlnesc, să-ți dau povara, să iau iertarea și apoi trebuie să-ți mulțumesc. Dă-mi, Iisuse, să vin la cruce, ca zi de zi să te să fie numele Domnului și în seara aceasta, Domnul să vă binecuvinteze pe toți.
care ați ales să veniți la casa Domnului, aveți o biserică frumoasă, ne dorim și noi la Volsec așa ceva, dar deocamdată nu avem. Mă gândeam la dumneavoastră că cât e de frumos localul acesta, pe atât ar trebui să fiți de pocăiți. Doamne, ajută-ne pe toți! Frații mei, slăvim pe Domnul și ne bucurăm de bunătatea Lui și de dragostea Lui și cred că fiecare, dacă e conștient în inima Lui și în mintea Lui, că Domnul ne-a binecuvântat și v-a binecuvântat familie și m-a binecuvântat și pe mine, atâta merită ca să aducem slavă. În afacerea asta să spun cu Dumnezeu, te poți îmbogăți, aici nu este o limită. Noi de aceea venim la casa Domnului și ne închinăm Domnului și cerem Domnului lumină și înțelepciune, că mai mult decât orice este lumina inimii să vezi calea, să vezi ceea ce trebuie. Și pentru aceasta trebuie rugăciune și părtășie în Domnul. Și mai mult de atâta să fie o inimă curată. În Psalmul 66 spune așa, cuvântul lui Dumnezeu, cu versetul 16, veniți de ascultați toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și voi istoresi ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite. Aici se cere curăția inimii, să știți. Să știți că diavolul nu ne lasă, chiar dacă venim în casa Domnului. Nu vi s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat, să-ți deschide imediat un dosar asupra unui frate, atât de deșiret, de a-l bârfi în gândul tău, de a-l povesti de rău, de a spune că nu-i stare, sau el n-are parte de așa ceva, n-ar trebui să aibă. Frații mei, în seara aceasta Dumnezeu ne poate curăța inimile. Ne poate să ne spele inimile, să ne întărească, să fim lumini înaintea Lui. Când vii înaintea Lui cu cugetul curat, cu inima curată, e foarte important ca rugăciunea să fie ascultată. Degeaba am venit la casa Domnului, nu? De ce să mai batem zeci de kilometri să vin la casa Domnului și noi să nu fim ascultați? Cât e de important să fii cu inima curată înaintea Domnului? În rugăciunea care ne stă în față, vom face rugăciune pe genunchi și cerem de la Domnul lumină și înțelepciune, pace peste sufletele noastre. Înțelepciunea care vine de sus, nu de la noi, de sus, să fie blândă, pașnică, ușor de înduplecat. Doamne ajută, Doamne dă biruință și să nu uităm, să ne întoarcem la Domnul cu toată fața, în gândurile noastre, în tumultul gândurilor, în fiecare zi, să fie acolo în centru atenție, să fie Dumnezeu. În rândurile minții, acolo scris undeva în mijloc, să fie Hristos. Doamne, nu ne lăsa să uităm lucrurile acestea. Ne rugăm Domnului și cerem Domnului iertare, să ne ierte dacă am greșit în cugetele noastre și în inimile noastre. Domnul să fie slăvit. Ne rugăm Domnului. Binecuvântat să fie Domnul care ascultă rugăciunile. Mă gândeam la starea poporului evreu, care era în robie, Psalmul 137. Malurile râului Babilonului nu înseamnă casa lui Dumnezeu, nu înseamnă Ierusalim. Erau robi. A trăi din amintiri nu înseamnă slobozenie. Dacă ai o robie, eu vreau să te întreb înaintea Domnului, te bucuri de prezența Domnului? Trăiești acea libertate la nivel de duh? Așa erau și evreii, erau pe malurile râului și asupritorii în bătaie de joc le spuneau, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Frați și surori, să prețuim libertatea aceasta pe care ne-a dat-o Domnul. Să avem întotdeauna gândul acesta în inima noastră, să ne păstrăm curați înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a coborât din cer pe pământ
ca să ne dea și nouă, prin nașterea din nou și umplerea cu Duhul Sfânt, o viață cerească. Și dacă tu și eu și noi toți îl avem pe acest Hristos în noi, noi prin Duhul Sfânt, care nu este altceva decât viața, plinătatea vieții lui Hristos, noi putem să-L arătăm lumii pe Hristos și noi să trăim cu adevărat un belșug duhovnicesc. Avem starea aceasta? Poate încă nu. Dar suntem în locul cel mai potrivit. Nu suntem nici pe malurile râului Babilonului, nu suntem robi altor păcate sau altor stări, ci cred din toată inima că noi suntem copiii lui Dumnezeu și suntem liberi de orice robie și de orice formă de păcat. De aceea ne rugăm Domnul să se îndure de noi și să ne umple de Duhul Sfânt și de putere. Amin. Grupul de tineri de la Ștei vor lăuda pe Domnul din nou, chiar cu două cântări. Sunt plini de viață, de putere. Apoi, după cântarea grupului, adolescenții din biserica noastră, este un grup de adolescenți, se vor pregăti și ei să laude pe Domnul cu o cântare, iar după cântarea grupului de adolescenți, aș dori, frați și surori, să ascultăm un prim mesaj prin fratele Sorin Negrea, care este și păstor în biserica din Ștei. Ne rugăm ca Domnul să-i dea cuvânt, iar nouă, inimă deschisă. Amin.
visul mare, vântul larg, zborind cu var, nu poate amăține. Ajută-mă să alerg, să alerg, să vin fără zăbavă, mândria toată s-o desfrag, să genunchez cu cel sărat, că-așa mă vrei în slavă. Mândria toată s-o desfrag, să genunchez cu cel sărat, că-așa mă vrei în slavă. Ajută-mă să alerg, să alerg, să printre morți, ca morții să vie. Ajută-mă să alerg, să alerg, te-am aflat, să simtă și orfanii, să simtă toți că sunt bogat, de când pe tine te-am aflat, să simtă și orfanii. Ajută-mă să alerg, să alerg, să nu mă cer în lata de mine. Să recunosc, să plâng, să ier, cu frații mei să nu mă cer în lata de mine.
inime să ne aducă mângâiere. Ascultă-ne și îndură de Iisus. Amin. Slăvit să fie Domnul, suntem la un timp de rugăciune și așa vreau să rămân în același asentiment al fraților, pentru că și trebuie să recunoaștem, am prins vremea când bunicii noștri erau mai tineri, iar noi eram copii, când în Biserica lui Hristos prevala rugăciunea, vă amintiți? Nu era biserica organizată foarte mult pe departamente, nu că nu-i rău. Însă mi-amintesc că în adunare de la noi se începea duminica dimineață la 7 cu rugăciune până la 9. De la 9 la 10 ore de rugăciune. Iar astăzi mi-a rămas un gust amar când cu prieteni vorbind, zic, la ce faci? Păi ce mă grăbesc că mă duc la adunare? Păi cum, e ora 10? Păi ce, de la noi s-a scos ora de rugăciune. Observați valorile cum se inversează. Întotdeauna Apostolul Pavel o atras o mare atenție că în vremurile escatologice de final, contemporane cu noi astăzi, lucrurile nu vor fi a bine pentru cei care nu sunt sinceri cu Domnul. Cernerea a început și ce s-a spus aici în urmă cu 2 ani prin ce am trecut, doar a fost o mică cernere. Ce urmează, nu știm. Însă este un moment ca noi de pe acum să ne pregătim. Cu cât vom fi mai mari, mai puternici, mai solidificați în Domnul, cu atâta vom rămâne deasupra sitei și nu vom fi cernuți. De aceea, într-o seară ca aceasta, aș vrea să mergem înaintea Domnului în rugăciune cu o cauză, și anume, eu am primit de la Domnul lucrul acesta, să ne coborâm în noi înșine, cu o cercetare personală și mai profundă. De rugat și africanii care nu cunosc pe Hristos s-au născut cu instinctul închinării, da? Te duci la ei și până se le vestește Evanghelia, le-ai făcut, le-ai dat un cadou. Știi cum fac? Uite așa, ce înseamnă asta? E că în genetica noastră umană am venit pe acest pământ cu instinctul de închinare, de aceea forțele întunericului aici duc cea mai mare luptă la închinare, individuală și în grup. Pentru că noi nu vom face altceva în cer, gata cu predicile, gata cu rugăciunile, gata cu zile de post, gata cu necas, cu tânguire, cu lacrimă, cu bol, cu cancer, cu moarte, gata. În permanență pe tron cu Domnul vom slăvi prin cântare. Știi ce înseamnă asta? O închinare permanentă în fața celui care o merită din veșnicie în veșnicie, slăvit să-i fie numele. Însă, dragii mei, închinarea aceasta noastră în rugăciune, există un risc, un potențial risc, să nu fie primită totdeauna. Știi ce spune David în Psalmul 16:8? Am necurmat pe Domnul în fața ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Și asta înțelegând reversul, foarte simplu. Când ne clătinăm, nu-i mai Domnul necurmat în fața ochilor noștri. Asta-i tot. Ați văzut ce simplu-i? De altfel, umblarea cu Domnul e simplă. Noi am complicat-o spre defavoarea noastră. Spunea Asaf, după ce a avut experiența aceea, tragică pentru el, uitându-se cu jind la cei care le merg bine, contemporan cu el, au spus, când am gândit așa, spune el despre el ceva, invective, au avut voie, că dacă vorbim așa, vorbim de noi înșine, îi spre construcția noastră, nu numai de alții să nu vorbim așa. Însă când o veni, s-o a prins becul pe el, a spus, însă eu sunt totdeauna cu tine. Observați, știți care este problema noastră? Marea cutumă a creștinismului secolului 21. Umblarea cu Domnul prin sincope. Știți ce înseamnă asta? Acum cu El, acum fără El.
Acum lepădați de noi înșine, acum dându-ne pe față aroganța, acum punându-ne mâna la gură și așa parcă am fi un vulcan Vezuviu, gata de explozie. Mergem pe genunchi să spunem: Doamne, îți mulțumesc că totuși am biruit. Altădată nu e așa. Dar credeți că David n-a trecut? Păi era Saul la îndemâna lui și a spus Abishai: câtă lipsă de înțelepciune trebuie să vezi că Dumnezeu ți l-a dat în mână? Ia uite la aici și ți-ai sfârșit cu viața de chin. Și a spus David: să mă ferească Domnul. El cu unsul lui să-și încheie socotelile, eu nu ca intermediar. Însă știți că nu a fost așa în dreptul lui Nabal? De nu ieșa în față prin harul Domnului Abigail, îl executa pe Nabal. Știți ce înseamnă asta? O viață fluctuantă cu Dumnezeu. Acum pe munte, acum în vale. Acum pe munte, acum în vale. Unde vreau să ajung? Cât ești pe munte, sunt toate șansele când te pui pe genunchi să fii primit. Când ești în vale și stagnezi și îți place, și îți place păcatul și îți place înfrângerea că e dulce, că apere furate sunt mai dulci, și îți place viața cu lumea îmbrățișată și îți place că bă, o viață am, hai să zic, ai bun Domnul și iubește și iartă, iartă în urma căinței. Într-o perioadă din aceasta există riscul să nu mai fiu ascultat. Știți că Dumnezeu în Isaia capitolul 1, El care a instituit sărbătorile sacerdotale, sacramentale, El care a instituit toate sărbătoarele și ritualurile și ceremoniile Vechiului Testament, știți ce a spus la Israel? Nu-ți vine să crezi paradoxal, m-am săturat de sărbătorile voastre, dar nu tu le-ai instituit? M-am săturat de jertfele voastre, dar cum că Vechiul Testament e plin în lege, dator din lui Moise să spună poporului, jertfa, jertfa, jertfă și jertfă, de un miros plăcut. Cum să vii să spui, m-am săturat, luați-le din fața ochilor mei. Și auziți ce spune la un moment dat Dumnezeu, oricât v-ați ruga, n-ascult. Este un risc potențial în dreptul nostru. Să te pui pe genunchi și cerul să fie de aramă. Pentru că ne permitem o stare de neconformitate față de cuvântul lui Dumnezeu. Lăsându-ne mintea iurea, navigând cu ochii pe unde nu mai trebuie, pe unde nu trebuie, alergând picioarele noastre la rău, unindu-ne cu hoții și cu cei care nu-L cinstesc pe Dumnezeu, în afaceri, în joburi, în călătorii, ca să nu spun în lucrare. Și atunci ne întrebăm și spunem, Doamne, totuși ce se întâmplă? Este o vreme de har, în care Dumnezeu prin slujitori, printr-o cântare, printr-un proroc, printr-un mesaj, fie el prin orice, printr-o poezie, îți poate striga la inima ta și la sufletul tău, întoarce-te până nu-i prea târziu, ca rugăciunea din nou să-ți fie ascultată. Am avut un frate, 44 de ani, la noi pe sector, a intrat într-o problemă gravă maritală. De acolo, degenerând starea lui spirituală, tot mai greu să avem grijă și ce ne rugăm. Vă aduc în față o experiență nefastă, în care știu că am făcut voia lui Dumnezeu, dar cu un cost și cu un preț mare. M-au căutat săptămâni întregi și au spus, vreau după vreo 5 ani. Omul ăsta n-o lipsit de la adunare, stătea liniștit, fără pretenții în adunare, fără nimic. Știam despre situația lui, pe undeva a avut vină și nu a avut, în fine. După vreo 5 ani de zile m-a sunat, m-a oprit. Frate Sorin, cum să facem că vreau și eu să stau la cină? Mai zic, vorbesc și cu ceilalți frați, îndurarea Domnului, ne rugăm Domnului, cerem lumină și să vedem, nu pot să spun nimic. Între timp,
fără bănuiele rele, că bănuiele rele sunt păcat. Ceva în duhul meu mi-a născut niște suspiciuni cu privire la el, în itinerariul drumului lui de vreo 6 luni. Ieșea undeva dintr-un market și am aterizat acolo din mașină. Trebuia să intru. Nu am obicei să mă uit în plasă la oameni, dar m-am uitat așa și am zis, ce faci? Cu alea ce acolo? Că nu caracterizează pe un creștin. Și apoi s-a bâlbuit cumva. Și-a mai insistat și-a mai trecut o vreme și am crezut că s-a îndreptat. La un moment dat, am vorbit cu frații și urma cina duminică, 44 de ani, sănătos tun, nici un fir de păr cărunt în cap, oier, om cu bani sănătos, mânca sănătos. Și am zis, Doamne, nu mă lăsa să mă fac părtaș păcatelor acestui om. Dacă este de la tine duminică, să stea cu noi la masă, să stea. Dacă nu-i voia ta, nu mă lăsa și până duminică fă ceva. Mi-a marcat viața pentru totdeauna cât voi trăi. La 4 zile a murit. S-a dus. Și am spus o rugăciune de-a mea ascultată. Dar cu un preț mare. A pierdut mântuirea și veșnicia pentru totdeauna. Mergem înaintea Domnului cu rugăciuni și ele au impact foarte puternic asupra altora. Suntem ascultați, avem experiențe cu Dumnezeu. Intervine în viața noastră. Mi-a înviat soția din morți, pot să spun, în urmă cu 15 ani. Altă dată, cu altă ocazie, o să vă spun. Am trăit momente înalte de părtășie cu Domnul rugăciune. Însă, uneori, a trebuit să mă scol de pe genunchi. Vrei să faci așa în seara asta? Și să mă duc să-mi cer iertare. Știi ce spune David? De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Dar cum? Nu întotdeauna e potrivită vremea pentru rugăciune? Nu. Atâta vreme cât spune Petru în prima lui epistolă, capitolul 3, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca unele care sunt un vas mai slab, ca rugăciunile voastre să nu fie împiedicate. Când ai vorbit urât cu ea, când ai tratat-o ca pe ce nu-ți mai trebuie, când te-o șicanat cu ceva și ai chinuit-o verbal și prin comportament, nu-i mai vremea rugăciunii. E vremea mărturisirii. Iartă-mă pentru ce am făcut. Auzi, câtă vreme vei tăcea, ți se vor topi oasele de gemetele tale necurmate, dacă încă ai viață din Hristos. Mă mir de bărbații care... Pe ce poziție se pun seara pe aia să scoală și dimineață? Care nu sunt într-o relație sănătoasă cu familia. Mă mir cum pot dormi, dar mă mir cum se mai pun pe genunchi. Este un moment al căinței și a îndreptării și atunci e vremea potrivită a rugăciunii. Știți ce a spus Dumnezeu în Isaia? Mă întorc și finalizez. Învățați să faceți binele. Îndreptați-vă căile și faptele și atunci puneți-vă la rugăciune și vă ascult. De ce uneori pocăința este ca acea gumă care și-o pierdu gustul? De ce nu mai există dulceața aia? De ce am avut experiențe în adunare când la rugăciunea de mulțumire o botezat Domnul cu Duhul Sfânt și două ore nu ne-a mai ridicat de pe genunchi? De ce uneori 2 minute ți se pare ca un an? Rugăciunea. Poate că ar trebui rezolvate problemele din viața ta, ca orice zi din Isaia 59, dintre tine cu Dumnezeu, dărâmat. Și atunci să vezi că rugăciunea ta nu va mai fi un monolog, ci un dialog. Tu spui și el răspunde. Este cutuma bisericii de astăzi. Ne rugăm, însă întrebarea se pune retoric. Suntem și ascultați? Nu minimalizăm puterea lui Hristos,
ci ne punem pe noi la un ecograf spiritual să vedem, intrăm în categoria oamenilor care se califică pentru a fi ascultați? Nu pot să spun în dreptul dumneavoastră. Vreți să facem o rugăciune de cercetare profundă? Și dacă trebuie, ieșiți la mărturisire. Nu vă dați seama ce repede Dumnezeu ar da răspuns la cauze celor care strigă, intră la mărturisire și îndreaptă viața și Dumnezeu intervine. Dacă trebuie, însă, ne plecăm pe genunchi, prin îndurarea lui Dumnezeu, ne cercetăm profund, ne cerem iertare și rugăm în felul acesta: Doamne, în lucrurile în care le cunosc că nu sunt voia Ta, dă-mi putere să le scot din viața mea. Și în lucrurile care le vezi în viața mea că nu-s bune, dar eu nu le văd, arată-mi-le, te rog. Și ajută-mă în sinceritate, umblând cu Tine, să pot să-mi pun viața în rânduială cu Tine, ca eu să spun și Tu să asculți. Cu o cercetare profundă ne plecăm pe genunchi. Unii aveau tot felul de desăgi, alții, am văzut, aveau lanțuri la mână, ca și cum ar avea cătușe și tot felul de legături. Domnul să se îndure, dar tu trebuie să faci primul pas. Așa cum a fost și în cuvânt, nu mâine, nu poi mâine, astăzi, astăzi, caută să-ți rezolvi problema ca să fii liber. Ce să te poți bucura? De binecuvântarea lui Dumnezeu. Grupul de la Ștei din nou laudă pe Domnul cu o cântare, apoi surorile Ciorbă vor roda și ele pe Domnul cu o cântare, fratele Filip va roda pe Domnul cu o cântare, după care fratele Nelu ne va conduce în rugăciunea pentru cauze. Sunt mulți frați, surori, care trec prin diferite necazuri, suferinți, nevoi, lipsuri, și așteaptă, așteaptă rugăciunea bisericii. Ne vom ruga și zic din nou: Domnul să ne dea duc de rugăciune. Amin. Dacă sufletul ți-e apăsat de povara grea și de păcat, simți condamnare, dorești iertare. Dacă prin decizii ai dărâmat în suflet pacea și credința au plecat, lacrimi sunt multe, nădești pierdute. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit, oricine crede, Dumnezeu ești iubit. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. De Dumnezeu ești iubit. De Mesia Petru s-a lepădat, niciodată Domnul nu l-a acceptat, prin pocăință El a iertat. Firmituri zdrobite Domnul și-acum, când coșul dragostei ridică din drum, cu îndurare,
Dumnezeu ești iubit, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru tine a murit Fiul Său, de o cruce ca să fii mântuit, oricine fi de Dumnezeu ești iubit. Doamne, știi să alin orice durere și orice lacrimă știi să înțelegi. Dragostea ta, Iisuse, e nemărginită
Și despre ea aș vrea să spun lumii întregi. Ce daruri minunate prin dragostea sfântă primește care se încred în Dumnezeu. Despre tine, Domn, prea iubit, și-a ta dragoste fără sfârșit, atât cât va fi viața mea, eu voi cânta. Despre tine, soare prea sfânt, cât voi exista pe acest pământ, despre tine și dragostea ta eu voi cânta. Cine ar putea iubi așa ca tine? Nimeni, Iisuse bun, nimeni vreodat. Ai coborât din slavă și ți-ai dat viața ca orice om să poată fi scos din păcat, să poată ajunge oricine în nemurire. Pe cruce la Golgota sângele ți-ai dat. Despre tine, Domn, prea iubit, și-a ta dragoste fără sfârșit, atât cât va fi viața mea, eu voi cânta. Despre tine, soare prea sfânt, cât voi exista pe acest pământ, despre tine și dragostea ta eu voi cânta. Dragostea ta, Iisus, în veci va rămâne. Chiar dacă prorocile se vor sfârși, chiar dacă cerul și pământul acesta știm că vor trece, ea în veci va dăinui. Dragostea ta, Iisus, e nepieritoare, trăim prin ea, cu tine-n veci vom dăinui. Despre tine, Domn, prea iubit, și-a ta dragoste fără sfârșit, atât cât va fi viața mea, eu voi cânta. Despre tine, soare prea sfânt, cât voi exista pe acest pământ, despre tine și dragostea ta eu voi cânta. Despre tine, Domn, prea iubit, și-a ta dragoste fără sfârșit, atât cât va fi viața mea, eu voi cânta. Despre tine, soare prea sfânt, cât voi exista pe acest pământ, despre tine și dragostea ta eu voi cânta. Amin. Binecuvântat să fie Domnul dragostea noastră. În jurul Lui ne strângem, cu El este frumos, viața ne-am dăruit-o Lui și de când am gustat dragostea Lui, de atunci suntem îndrăgostiți de El. Lăudat să fie El! Este frumos să fim la adunare, ne bucurăm și de musafiri, Domnul să-i binecuvinteze. Să-și reveste Domnul îndurarea peste Biserica din Șteiu și peste toți cei ce sunt în această seară împreună cu noi. Mulțumim că în călătoria asta spre Vorse, că ați găsit cu cale să vă opriți aici, Domnul să vă binecuvinteze. La fel, mă bucur de adolescenți și pe ei Domnul să-i binecuvinteze, că sunt vinerea la adunare, gata să și cânte,
Domnul să-i mântuiască pe toți. Vom face o rugăciune pentru cei bolnavi, însă pentru că este destul de târziu, noi avem râvnă, noi care suntem în față, să vă ținem mai mult astăzi și voi aveți râvnă să rămâneți mai mult la adunare. Acum mai ziceți amin? Doamne ajută! Eu am să citesc doar biletele și o să rog pe fratele Sorin să mai aibă un mesaj. Să mai aibă un mesaj și apoi facem rugăciunea. Îngăduiți-ne libertatea aceasta. Voi citi biletele care au ajuns, nevoile care le purtăm înaintea Domnului. Fratele ne va îndemna așa cum Duhul Domnului îl va călăuzi și apoi vom face rugăciunea asta. Și îngăduiți-ne să facem așa, chiar dacă puțin va depăși ora 9, am încredere că și voi vă veți bucura împreună cu noi în lucrarea aceasta. O să purtăm înaintea Domnului, avem o soră, Naomi Baba, din Italia, în mod special are o vreme grea, are mai multe atacuri vrăjmașe, Domnul să lase peste ea protecție și îndurare. Ne rugăm și fratele păstor Liviu Roman, tot din Italia se pare că este, are 8 copii, este în comă de o lună de zile, Domnul să-i dea îndurare. Amin. Pentru copiii aceștia, Domnul să-i facă bine, că El are putere. O familie din Austria, care este într-o relație mai dificilă, între ei doi anumite conflicte și probleme, Domnul să îndure de toate familiile care au necazuri în relație. Și în mod special să purtăm această familie cu 6 copii, să-i dea Domnul îndurare. Iubite biserică, vă rog, rugați-vă pentru tatăl meu să-l primească pe Iisus în inima lui, spune aici un copil. Domnul să-ți asculte rugăciunea și să mântuiască pe tatăl tău. Familia Măgherușan, purtăm înaintea Domnului, Domnul să-i dea sănătate de plin fratelui Cornel. La fel purtăm pe sora Aurica Segneanu, Domnul să-i dea și ei vindecare de plină. Purtăm înaintea Domnului și grădinița. Avem nevoie de aprobări, noi suntem în procesul acesta, Domnul să ne dea biruință. Amin. Duminică avem finalitatea aceasta cu voturile, ne rugăm Domnul să ne dea și în privința aceasta biruință, să facă voia Lui și să ne bucurăm de biruință și în privința aceasta. Amin. Dragi frați și surori, vă rog să ne sprinți în rugăciune pentru fiul nostru care s-a depărtat de Domnul, spune aici o familie, Domnul să-i se descopere, să-l cunoască și să aibă nașterea din nou. Să lucreze în milă și bunătate la inima lui, spune o mamă. Doamne, ascultă rugăciunea tuturor mamelor. Amin. Și noi ne bucurăm de fiii risipitori și Dumnezeu se bucură de fiii risipitori care se întorc acasă. Domnul să le miște inima, să se întoarcă acasă. Amin. Să ne rugăm pentru familia mea ca Domnul să înlăture planul vrăjmaș, spune o soră. Da, Domnul să dea îndurare tuturor familiilor. Vă rog în numele Domnului Iisus să mă spuneți în rugăciune pentru fratele meu care trece printr-o încercare foarte mare, scrie o soră. Doamne, dă îndurare și acestui frate. Amin. Amin. Dragă biserică, să ne rugăm pentru sora Tabita, Domnul Iisus să-i dea biruință prin încercarea prin care trece și să se îndure de el. Amin. De sora Tabita. Doamne, ascultă-ne cererile. Avem și multe pe lista noastră. Vom purta toate aceste situații înaintea Domnului și credem că Dumnezeul nostru care este plin de râvnă să asculte rugăciunea ne va asculta și ne va da biruință. Acum vom asculta un mesaj și apoi ne rugăm, mulțumesc de înțelegere. Pe linia aceasta doresc să rămân, în urma căruia să ne și rugăm. 4 adevăruri biblice prin care vom trece succint și anume, primul adevăr biblic. O viață de umblare cu Domnul nu exclude prezența necazului. Domnul Iisus a spus în Ioan 16:33, în lume veți avea necazuri. Recunoaștem că ele sunt de două feluri. Necazuri prin care trebuie să trecem, fiindcă îl slujim pe Hristos și necazuri care ni le aducem asupra noastră din cauza neînțelepciunii. Dacă mergi pe autostradă cu 200 la oră și îți închei viața la 25 de ani, Dumnezeu îngăduit sau din pricina neînțelepciunii tale? Deci o viață de umblare cu Hristos nu exclude prezența necazurilor. De nu vom vedea așa, ne vom pierde pe calea mântuirii. Îmi amintesc de un caz.
unde a venit la noi la adunare, a stat și când a dat primul necaz de el, s-a rugat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu avea un obiectiv mai lung, pe perioadă mai lungă, pentru... Nu toate rugăciunile sunt ascultate instant. Maica mea s-a rugat pentru taică-mea 39 de ani. Și după 39 de ani, unul dintre cei mai plini de ură oameni asupra pocăiților a fost tatăl meu. După 39 de ani, dintr-o dată, a spus și eu mă duc la adunare. În câteva luni a intrat în apa botezului și până astăzi e copilul lui Hristos. 39 de ani. Ia înmulțiți cu câte zile într-un an și cu câte rugăciuni vreo 5 pe zi. Dar Dumnezeu și-a dus la îndeplinire planul. Slăvită să fie puterea Lui. Lucrul acesta îl găsim și în Ioan, capitolul 11. Ia auziți, parcă ironic așa, dar oarecum cu un apropo, dintr-o inimă cu întrebări, și din Marta și din Maria. Ia auziți ce spune în versetul 3. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Știți ce înțeleg de aici? Asta e iubire? Așa pretindești tu cu Lazar. Iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dragii mei, depinde din ce cauză suntem bolnavi. Boala asupra noastră, necazul, ce este? Pedeapsă sau încercare? Am avut un caz în adunare unde numai nu a vrut să intre în strungă nicicum. Cât a vrut frate să-l bage în strungă, și un om sincer s-o pocăi, nu vrut nicicum după 10 ani de pocăință. Și apoi Domnul a început să preseze asupra lui, să preseze, să preseze, să preseze. Și din când în când îl întrebam, mă întâlneam cu el și îl întrebam: frate Ghiță, cum ești? Și-a spus: ho-ho, chiar prin greu, prin boală, mă cearcă Domnul. Nu e adevărat, nu-l încerca. Era pedepsit. Constrâns, date. Știți pentru cine e încercarea? Pentru oamenii neprihăniți. Iov. Știți pentru cine e pedeapsa? Pentru creștinii neascultători. Acum depinde din ce cauză suferim. Deci, dragii mei, spune Apostolul Pavel la Faptele Apostolilor, capitolul 14, uitați-vă, Apostolul Pavel. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors în Listra, în Iconia și la Antiohia, întâlnind sufletele credincioșilor. El îi îndemna să strângă în credință, spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Dacă cineva le-a avut, el dedică 3 versete, uite așa, în Corinteni, capitolul 11, necazurile apostolului. Știți ce spune Ioan în capitolul 1, cu 9, Apocalipsa? Eu, fratele vostru, părtaș cu voi la necaz. Ioane, tu ascultea inima Domnului Iisus cum bătea în piept, acolo stăteai cu capul și tu necaz? Da, că asta e umanitatea. Asta e viața împreună cu Hristos. O viață împreună cu El nu exclude prezența necazurilor. De nu e așa și de nu ne ținem tare în Scriptură, pățim ca omul acesta care a spus: de e așa. Și ăsta e Dumnezeu, apoi mă întorc de unde am venit. Și duse în lume până azi. Dragii mei, trebuie să fim tari în privința aceasta. În 2 Corinteni, capitolul 6, cu 4, Apostolul Pavel enumeră și spune: în temniți, în prigoniri, în foamete, în necazuri, în bătăi. Păi, prin ce a trecut omul ăsta? Dar cum? El? Omul care a spus: călcați pe urmele mele la miliarde de oameni după el? Prin necazuri? Păi asta e umblarea cu Domnul. Sigur, pentru că pe măsura necazurilor datorită lui Hristos va fi și răsplata noastră în cer. Slăvit să fie Domnul! În al doilea rând, nu există necaz fără un obiectiv. Uitați-vă să vedeți ce spune în versetul 4 din Ioan, capitolul 11. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Ascultați-vă ce vă spun. Orice necaz a apărut în viața noastră are un obiectiv. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, spune Domnul Iisus într-un context: până și perii din cap vă sunt numărați, da o boală sau un necaz. Ba, Doamne, Tu ai pierdut controlul. Păi stai, șapta celui rău.
Nimic nu se întâmplă în viața ta aleatoriu. Întâmplă tot soarta. Noi am ieșit de acolo. Noi știm că fiecare clipă este în ochii lui Dumnezeu, sub controlul lui, și tot ce se întâmplă are un obiectiv cu privire la noi, slavă înțelepciunii lui. Știți ce spune în Evrei, capitolul 12? Fiule, suferă pedeapsa. Știi de ce? Voi nu v-ați împotrivit până la sânge împotriva păcatului. Și când nu te-ai împotrivit, s-ar fi putut să cazi. Și ca să nu fii pedepsit odată cu lumea, 1 Corinteni 11, ești pedepsit aici în trup. Ca și pedeapsă. De ce nu i-a tăcut gura la Maria 19, în numeri 12? De ce? Dar ce, mă? Și frate meu ăsta, mă? Numai prin el? Dar ce nevastă și-a luat? Dar chiar așa o fi? Știi ce spune numeri 12? Și Domnul a auzit-o. 7 zile afară din tabără, albă ca zăpada lovită cu lepră. De câte ori nu ne-a băgat gura pe noi în caz? De câte ori? În al doilea rând, obiectivul lui Dumnezeu cu privire la necaz este ca să apese în privința noastră printr-o stare de coerciție, de aducere după voia Lui, în conformitate cu voia Lui. Un alt obiectiv în dreptul necazurilor venit de la Dumnezeu, un alt obiectiv este prevenția. 2 Corinteni, capitolul 12. Știți ce spune Apostolul Pavel acolo? Apostolul Pavel se roagă de 3 ori, apropo de rugăciune. Nu vrei să iei țepușul ăsta de pe mine? Parcă mai ușor aș merge în slujbă. Și a spus Domnul, a-a. Și s-a mai venit încă o dată, nu știu la cât timp, și a spus, te rog eu frumos, nu mai asculta prima, mă asculta a doua. Nu. Și se mai roagă încă o dată și spune, de 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia țepuș. Și nu l-a luat. Și cu el a murit. Un sol al satanei, vine să crezi. De ce? Ca și prevenție să nu se îngânfe. Cunosc un slujitor în România care cunoaște foarte bine Biblia. E un om al lui Dumnezeu 100%. Apoi, ce țepuș are, nu l-aș dori niciunea de aici. De nu l-ar avea, s-ar mândri. Dumnezeu cunoaște limita noastră spirituală și uneori ne mai lasă un junghi, un țepuș, așa un vârf de plumb ascuțit, ca să ne amintească că dacă avem ceva, se datorează numai Lui, slavă Lui și lucrării tale. Și alt obiectiv, Dumnezeu ne învață cumpătarea. Dar credeți că degeaba a spus Apostolul Pavel? La Tit? Spune la cei bătrâni, la cei tineri, să fie cumpătați. Păi, dragul meu, hai să spun ceva și mergem spre al treilea punct, adevăr biblic, legat de necaz. Păi dacă doctorul spune că ești predispus la diabet, tătă ziua bași pe dulce. Amu, eu te întreb pe matale, 5 face cu mâna lui? Dacă te previne cineva, dacă îți spune cineva, fii cumpătat, ai grijă că ești așa, așa ai grijă că ești într-un risc și tot continui. Apoi ne o facem cu mâna noastră. Dacă suferim, pentru ce suferim? Știi motivul? Știi ce a spus David în 119? Este spre binele meu că m-ai smerit, o descoperit. Obiectivul lui Dumnezeu. Ascultă-mă ce spun. Descoperind pentru ce suferi, sunt toate șansele vremea suferinței să fie scurtată. Scurte suferința. Să-ți descopere de unul. Băi, eu nu mă port bine. Băi, eu sunt gelos. Cancerul care distruge familie. Băi, eu sunt mândru. Eu n-ascult, mă. Eu nu pot nici cum să mă supun. Cu tuma asta, problemele, slăbiciunile din viața ta, dacă într-o părtășie cu Domnul ți se descoperă, te poți îndrepta la timp și vremea suferinței se foarte că se ia sfârșit. În al treilea rând, Dumnezeu nu lucrează când vrem noi, ci vine și ne izbăvește din necaz când și-a atins obiectivul. Ascultați-mă ce vă spun. Nu când vrem noi, ci când vede că și-a atins obiectivul. De ce l-a ținut pe Saul 38 de ani în nebunie? De ce l-a ținut? Știți de ce? Să-l șlefuiască pe David. De ce ține necazul în dreptul tău? Poate un om incomod, poate o conjunctură, o stare în care spui, nu mai pot, nu mai rezist. Fii pe pace, fii cu minte, stai liniștit că Dumnezeu te șlefuiește și te prelucrează. Are un viitor cu tine.
ca să nu ucizi oameni, ci numai să le tai eventual colțul hainei. Pentru aia te șlefuiește azi. Ascultă-mă ce spun. De ce Dumnezeu n-a intervenit în groapă când a fost aruncat Iosif și vândut la izmailiți? De ce n-a intervenit? Iosif, prototipul Domnului Iisus din Vechiul Testament. De ce n-a intervenit? Știți de ce? Pentru ca peste ani o națiune pe nume Israel să fie salvată de la foamete și de la pire. Și Iosif să ajungă primul după faraon. Uite ce obiectiv are Dumnezeu. Știți de ce avem nevoie? De discernământ prin Duhul Sfânt. Să știm pentru ce suferim. Dacă suferim că Dumnezeu ne încearcă și vrea să ne ridice la o treaptă mai înaltă, slavă Lui să o facă! Și nouă să ne dea răbdare, Roman capitolul 5. Iar dacă suferim din pricina păcatului și a caracterului încă neînduplecat, nu spun altceva decât să ne lumineze, să ne lepădăm de noi înșine și Dumnezeu să poată scurta vremea de suferință. Și în al patrulea rând, ca și nădejde în necaz. Ascultă-mă ce spun. Dumnezeu-i cu noi. Extraordinar. Fost oameni care au declarat, după ce au ieșit din necaz, ce părtășie am avut cu El în lacrimi. Măi, a fost grea suferința, dar și simțeam că e deasupra mea. Acolo plana cercetarea Duhului Sfânt, Biblia. Musteam de părtășie cu Domnul. Ce înseamnă asta? Că-i cu tine necas și nu te-o părăsit. Uitați-vă, noi când stăpânim o problemă și vine un altul care n-o stăpânește, știți care e instinctul nostru? Să ne uităm așa persiflant de sus și să spunem, bă, ce știi tu? Nu știi tu, mă, că asta problema asta repede se rezolvă și eu știu cum să o administrez. Domnul Iisus știa că Lazar urmează să fie înviat. Știți ce putea să facă? Băi, Marta. Hai, Maria, ce aveți, mă, te plângeți? Ce-i cu voi, mă? Mă, voi știți cine-s eu? Să mai ieși o atitudine, cum stau eu așa? Mă, vedeți-vă de treabă, mă, să vedeți ce urmează. Domnul, care a fost ales de Dumnezeu să fie zdrobit prin suferință, când a văzut pe Marta și pe Maria tânguindu-se și plângând împreună cu iudeii, știți care a fost reacția lui? Iisus plângea. În necaz împreună cu tine, Iisus plânge. Simte cu tine. Nu te-o lăsat singur. Diavolul vine și spune, unde-i Dumnezeu tău? E singur. Nu primi șoapta lui. Am venit în seara asta să spun că necaz Dumnezeu e cu tine și vrea să scoată din tine ceea ce vrea El pregătit pentru cer. În Luca, Domnul Iisus se apropie de Ierusalim. Știți cum putea să spună sentința? Vor veni peste tine zile când te vom împresura cu șanțuri, piatră pe piatră nu va mai rămâne aici, te vor distruge și te vor face una cu pământul, călare pe mânzi și falnic intrând în Ierusalim. Domnul Iisus, smerit și blând, în timp ce rostește sentința despre Ierusalim, Iisus, când a văzut cetatea, a plâns. Observați atitudinea Lui? Eu părut rău de Ierusalim. Știu ce urmează să faci, să se întâmple cu tine, dar plâng. Vreau să spun în seara aceasta că cine caz în suferință, în greu, în boală, poate nu suferi trupește, poate ai o cutumă spirituală. Poate ai o necredință, o desnădejde. Ascultați-vă ce vă spun, trăim vremea atacurilor de panică, a fricilor nemotivate, a nopților albe, sunt tineri, sunt bătrâni care spun, nu știu de ce, dar mi-e frică. Mi-e frică de moarte, mi-e frică de aia, mi-e frică de cealaltă, mi-e frică de cealaltă. Oameni pe calea coborârii spre depresie acută. Aș vrea să spun în seara aceasta că Dumnezeu este nădejdea noastră. Domnul este lumina mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Împreună cu Domnul vom face mari sprăvi, împreună cu Domnul vom urca col spre sfințenie, împreună cu Domnul într-o bună zi vom gusta biruința și la nivel de duh și la nivel de trup. Iar dacă va trebui să treci din necaz în veșnicie, o bucurie veșnică îți va încununa capul, așteptându-ne și pe noi
să venim și să fim pentru totdeauna cu Domnul. Nu uitați, prezența lui Iisus nu exclude prezența necazului. Dumnezeu are un obiectiv prin necaz. În al treilea rând, El nu lucră când vrem noi, ci când își atinge obiectivul. Și în al patrulea rând, Domnul Iisus plânge cu Marta, cu Maria, cu iudei și cu tine. Nu vreau altceva decât, Doamne, ridică credința noastră la nivelul cerut de tine. Întărește-ne nădejde, mărește credința noastră, fă-ne niște oameni tari, că dacă suntem într-o vreme de bine, să nu uităm de tine. Iar dacă suntem într-o vreme de necaz, să nădăjduim că ești acela care poți să ne izbăvești. Mergem la rugăciune și ne rugăm pentru cei în necaz. Haideți să rămânem ridicați în picioare și pentru tot ceea ce Domnul ne-a dăruit în seara aceasta. Din toată inima afirm și cred cu tărie, Domnul ne-a ascultat rugăciunile. Rugăciunile acestea n-au fost în zadar. Îi mulțumim pentru că ne iubește. Aș dori să înmănunchem din nou inimile noastre înaintea Domnului și aș vrea să dau posibilitate fiecărui suflet să mulțumească Domnului. Avem pentru ce să-i mulțumim. Putem să ne mai adunăm în casa lui Dumnezeu. Aici să ne vărsăm focul inimii. Un loc în care suntem hrăniți, îndemnați, învățați, încurajați, îmbărbătați, se coboară Duhul Domnului, ne face de cunoscut planurile Lui prin robii Săi prorocii. Tot mai rar ne rugăm, tot mai rar mijlocim pentru departamentul acesta. Și tot mai mult lovește diavolul în ei. Aș dori, frați și surori, să nu ne fie prea mult în rugăciunea aceasta de mulțumire. Haideți să amintim și acest departament. Să întărească Dumnezeu pe robii Lui. Nu doar prorocii, și păstorii, și slujitorii cuvântului, și prezbiteri, și diaconi, și văzători, și toți acei ce stau pe ziduri, sau Domnul le-a încredințat un dar al Duhului Sfânt, ca Dumnezeu să-i învrednicească și să înțeleagă că ei trebuie să stea la îndemâna lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm Domnului și în final mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați locurile în vederea despărțirii. Slăvim pe Domnul pentru seara aceasta. A fost un har bogat. Numele Domnului să fie înălțat. Frate Sorin, salutul bisericii este Iuda 20 și 21. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă întărească, că v-ați făcut timp și ați trecut și pe la noi și prin venirea și slujirea voastră ne-ați binecuvântat și noi vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus. Frații vor rămâne pe loc, vor servi masa și apoi își vor continua călătoria. Domnul să fie cu voi în călătorie. Iar nouă tuturora, ne spunem tuturor, Domnul să vă binecuvinteze, să vă ocrotească și să nu uităm să mijlocim pentru Elim, să mijlocim pentru nevoile noastre ale tuturor. În felul acesta vom participa la propășirea și la creșterea Lui și la o închinare plăcută lui Dumnezeu. Vă dorim tuturor o noapte binecuvântată. Amin.